Într-o zi, planeta Pământ ar putea fi suprapopulată și resursele prea puține pentru a ne susține pe toți. O planetă care ne-ar putea găzdui ar fi Marte. Care este locul cel mai convenabil pentru stabilirea coloniei? Soluție. Trimitem o sondă spațială care să survoleze planeta pentru a studia vremea, temperatura și câmpul magnetic. O altă soluție ar fi să trimitem un rover care să inspecteze solul și să adune informațiile necesare pentru decizie. Problema 2. Temperaturi joase de peste minus 55 grade Celsius și radiațiile din atmosferă. Soluție. Munții de pe Marte sunt acoperiți de gheață, iar oglinda spațială topește această gheață și o transformă în apă pe care o colectăm în rezervoare. Apa va fi dusă prin conducte subterane spre zona de locuință și de relaxare. Problema 4. Hrana. Soluție. Sere, grădini. Pe Marte nu putem crește plante direct pe solul toxic, de aceea am construit sere speciale cu panouri solare. Panourile solare vor transforma energia solară în energie electrică. Aceasta va alimenta LED-urile din seră, LED-uri ce vor ilumina plantele. Plantele vor fi udate cu apa din rezervoare. Problema 5. Locuințele și zonele de studiu și relaxare. Acestea conțin dormitoare, bucătărie, laborator, ea mai cuprinde globul de sticlă Mars. Acesta cuprinde un copac mare, corali și pești și o sală de gimnastică. Problema 6. Combustibil. Soluție. Sondă forare și mine extragere. În solul marțian am găsit petrol extras cu sonda și aur, am construit mină. Mașinile se vor alimenta de la stația de petrol. Problema 6. Costuri. Cu racheta vom trimite pe Pământ aurul extras pentru a acoperi din costurile enorme necesare colonizării. Special am mai construit un command block care duce spre satelit, spre mina de aur spre seră, spre rachetă și spre zona de locuințe. Sper că va
plăcut colonia creată de mine?